curg lapte și miere, să spunem așa, în programele de guvernare. A apărut și programul de guvernare al PNL. Știți foarte bine, urmează să se facă și rotativa și pleacă Ciucă, vine Ciolacu, dar ambele partide vin cu propriile programe de guvernare. S-a alăturat discuției și Gabriel Zetea de la PSD. Este alături de noi și fostul ministru de finanțe Gheorghe Ialomițeanu. Mulțumim! Domnule Cosma, haideți să trecem în revistă rapid ce ați scris în programul de guvernare. Vouchere pentru educație, sport, sănătate, cultură pentru familii, bani pentru bunici, respectiv frați majori șomeri care cresc un copil în timp ce părintele se întoarce la muncă, reducerea progresivă a CSS, tot așa pentru cei care au întreținere cel puțin 3 copii. Mai avem aici un grant de 30% din valoarea construcției unei case, maximum 45.000 de euro la oraș și 30.000 de euro la sat, reduceri sau scutiri chiar de taxe și impozite pentru familii care au mai mulți copii. Mai avem și pe partea de salarii, scutirea temporară a contribuțiilor sociale ale angajaților dacă se fac aceste angajări pe perioada exercițiului 2021-2027, creșterea salariului minim brut, care este acum 3.000 de lei, nu ziceți exact cât va crește, nu avansați o sumă, un pachet minimal de protecție socială pentru românii, iată, care lucrează în afară, pentru a se întoarce în țară, reducerea progresivă a contribuțiilor de asigurări sociale de stat, 0% contribuții sociale de sănătate pentru al doilea loc de muncă, contracte de muncă part-time impozitate la numărul de ore. O măsură pe care ați votat-o în Parlament. Aici foarte interesant. Reforma taxării veniturilor și proprietăților, reducerea stimulentelor fiscale, lărgirea bazei de impozitare, reintroducerea stopajului la sursă și o analiză a sistemului de impozitare, dar o să discutăm separat de aceste 5 măsuri. Vă întreb direct, de unde bani pentru toate aceste vouchere, pentru toate aceste scutiri? Propuneți multe lucruri. De unde bani să le realizați? Trebuie să vină și cu impactul bugetar. Da, sunt convins că aceste măsuri vor avea susținere dacă ne ținem de toate aspectele privind investițiile, investițiile private, investițiile publice care trebuie continuate, iar Partidul Național Liberal a susținut mereu că nu ne putem abate de la ținta privind investițiile. Iar dacă investițiile vor avea o asemenea... Păi n-ați atins nici 7% din PIB la investiții, așa cum v-ați angajat în bugetul de stat. Nu e... Cu premier liberal. Da, dar nu este anul încă încheiat, nu suntem nici la mijlocul anului și sunt convins că o să ne atingem ținta. Oricum, toate prognozele arată că va fi un an mai bun decât anul anterior, în ceea ce privește investițiile publice și investițiile private. Domnul Ialomițeanu râde pe fundal când vă aude că o să avem un an mai bun. Domnule Ialomițeanu, vreți să... Domnule ministru, au bani de atâta voucher? Legat de investiții. Au spus că fac 7% și anul trecut, în 2022, și au făcut 5%. Doi. Domnul Boloș ne spunea că poate să salveze banii din programarea bugetară 2014-2020 prin realocarea banilor pentru plata facturilor la energie și gaze, că nu sunt proiecte mature. Deci lucrurile acestea. Iar eu mă așteptam în programul de guvernare al PNL-ului primul punct să fie menținerea cotei unice. Asta e lucru cel mai important. Pentru că acesta e lucru care ar fi trebuit să-l mențină liberalii, pentru că prin cota unică s-au adunat și mai mulți bani la buget, iar românii care muncesc au mai mulți bani în buzunar. De ce zice ministrul Ialomițeanu? Domnule ministru, noi acest aspect, să știți, nici nu trebuie să-l mai punem în program, pentru că noi am spus mereu... Impozitul progresiv. Am spus mereu, pentru Partidul Național Liberal, cota unică este o linie roșie peste care nu se va trece. Noi de câteva ori în ultimii 2 ani am dat, cred că de 2 ori, vot în Biroul Politic Național, unde am spus nu cedăm această limită și acest deziderat, acest principiu al Partidului Național Liberal în ceea ce privește cota unică. Dar n-ați trecut-o, domnule Cosma, în această listă și vă spun ce ați trecut pe partea asta de impozite. Vă zic ce am găsit în programul dumneavoastră. E un mesaj foarte clar către mediul de afaceri și către românii care muncesc. Iar doi, domnul Cosma, domnul deputat, anul trecut
guvernul pe care îl susțineți a eliminat o parte din facilitățile fiscale. Eu am spus că a fost o greșeală. S-a și observat că ați încasat mai puțin. Mergeți pe aceeași linie, să anulați facilitățile fiscale și s-ar putea să încasați mai puțin. Și vă dau un exemplu legat de personalul din construcții. Dacă dumneavoastră anulați acea scutire de la impozitul pe venit, o să vă spună constructorii că nu mai pot realiza obiectivele, lucrările de investiții pentru că trebuie să renegocieze contractele și mai ales că sunt din bani publici sau din fonduri se europene. Se precizează în programul de guvernare al PNL fără relaxări fiscale, fără alte relaxări fiscale. Păi nu, dar se spune că se elimină facilitățile fiscale, am văzut acolo. Chiar vreau să spun exact ce scriu liberalii pe partea de impozite. Reforma taxării veniturilor și proprietății. Vreți să creșteți taxele pe proprietate? Nu s-a discutat asta. Nu s-a discutat asta, însă reformă ce înseamnă? Scrie în program. În anumite situații, evident că va trebui să vedem până la ce, și știți foarte bine că a fost acea discuție legată de salariul președintelui, adică nimeni să nu aibă salariul mai mare decât președintele. Dacă îl are, nicio problemă, se va supraimpozita. Păi asta înseamnă tot impozit progresiv, domnule Cosma, dacă... Nu. Și spuneți că mențineți cota pe unică. Pe chestiunea aceasta, legat de salariul... Păi dacă supraimpozitezi un salariu, un venit care depășește o anumită trebuie limită... Trebuie să-l aprinzi în sectorul privat. Evident. Vă dați seama că nu sunt foarte multe venituri în sistemul public care să depășească salariul președintelui României. Dar aici este o discuție. Până la această oră, noi în Partidul Național Liberal nu am luat o decizie, iar legat de cota unică și celelalte supraimpozitări, nici acolo nu s-a luat încă o decizie. Domnule Zeta, liberal, cred că mai puțin de 3 săptămâni până când va veni Marcel Ciolacu premier. Am văzut, avem un program de guvernare al liberalilor, nu am văzut nimic din partea PSD. Partidul Social Democrat, știți foarte bine, lucrează de multă vreme la programul de guvernare. Păi și când o să vedem și noi aceste măsuri, domnule Zeta? Nu este doar un program a Partidului Social Democrat. Cele două partide împreună, și PNL și PSD, alături și de UDMR, vor trebui să genereze nu, un program. Nu, acesta este programul de guvernare PNL și l-au asumat, scrie doar PNL. Eu am înțeles foarte bine și Partidul Social Democrat are propriile sale propuneri. Nu le-am văzut. Vor pune la masă liderii celor două partide și vor face un program comun, că nu este niciun guvern singur al Partidului Național Liberal, niciun guvern de unul singur ai Partidului Social Democrat, așadar vor trebui să existe măsuri din partea ambelor partide pentru ca acest program să funcționeze. Domnule Zetea, dacă te uiți în programul PNL de guvernare, ai impresia că în România este un paradis al banilor. Măsuri care pot fi puse sub semnul întrebării, de la cele vouchere pentru foarte multe domenii, sport, educație, cultură, până la faptul că se oferă 45.000 de euro pentru cei care vor să-și construiască o locuință. Astfel de solicitări pot fi puse în practică sau sunt puse pe masă pentru a crea o presiune pentru dumneavoastră, având în vedere că premierul va fi Marcel Ciolacu? Vă dați seama că eu, sincer, nu am văzut programul Partidului Național Liberal adică de guvernare și nu eu să-l negociez. O să-l negocieze Marcel Ciolacu. Toate cele propuneri pe care Partidul Național Liberal le are vor trebui să fie aduse în fața viitorului prim-ministru, care este domnul Marcel Ciolacu. Pe el vor trebui să-l convingă, în primul rând, că aceste măsuri sunt bune și că există resursa financiară. În România nu ne mai putem permite să venim cu deci măsuri, spuneți că cu sunt doar speranțe date românilor, niște promisiuni electorale. Și vă dau un exemplu. Sunt doar promisiuni electorale, domnule Zeta, e important acest lucru, pentru că noi în fiecare an vedem astfel de promisiuni sau măsuri scrise care nu sunt niciodată duse la îndeplinire. Nu cred, dar vă dau un exemplu. Se vine și în Parlamentul României și sunt colegi de la Partidul Național Liberal, fost prim-ministri, chiar cum este domnul Câțu, care vine și propune, de exemplu, reducerea impozitării pe muncă. Dar în același timp nu vine să ne spună de unde este resursa financiară care se pierde, ce se pune înapoi. Deci astfel de măsuri care nu sunt însoțite de resursa financiară, evident că nu se poate să fie implementate. Dar în același timp există disponibilitate pentru orice măsură a celor două partide să fie implementată dacă există bani. Doar un aspect, dacă îmi permiteți, pe lângă discuțiile ample care le avem, ce ministere, unde, cine le va ocupa, este foarte important programul de guvernare pe care
Partidul Național Liberal insistă și îl susține. Astea sunt câteva, doar câteva exemple, pentru că noi avem de reprezentat pe cei care ne-au trimis în Parlament, pe cei care ne-au dat încredere, iar aceste măsuri, unele pur de dreapta, care sunt necesare pentru mediul economic, principii de dreapta, liberale, evident că vrem să se regăsească în viitor program de guvernare. De nu dreapta? Doar la oameni ne limităm sau la ministere sau la anumite poziții. Care este măsura de dreapta din cele enumerate? Vouchere, bani pentru a-ți construi o locuință? Ce este de dreapta aici, dacă ne puteți spune? Avem o problemă legată de natalitate în România dreapta? Și problema de demografică nu cred că este de dreapta sau care de stânga. Care este măsura liberală? Sunt acestea măsuri liberale? Da, acordarea de exemplu, de mergeți sociale? Puțin înapoi. Mergem puțin înapoi. La mai multe, la mai multe locuri de muncă, da? Atunci când deții mai multe contracte de muncă, part-time impozitare la numărul domnule de ore lucrate. Domnule Cosma, dumneavoastră în Parlament ați votat supraimpozitarea contractelor part-time. Eu n-am votat asta, să știți. Colegii dumneavoastră de la PNL alături de PSD ați votat acest este lucru să plătiți contribuții la nivelul salariului minim pe economie, oamenii care lucrează part-time. A fost o greșeală pe care trebuie să o corectăm, ne o asumăm. Eu personal n-am votat acest lucru, a fost o eroare, chiar am vorbit și atunci despre asta, însă trebuie să o corectăm urgent, este un proiect de lege deja pe circuit. Dar de ce ați votat-o atunci? Da, mă scuzați, îmi dă la replică. Nu e vorba de nicio greșeală, sunt 110.000 de locuri de muncă cu dispărute. Ore care au fost înregistrate în Revisal în asta este o mare eroare și omul nu poate fi taxat decât la orele de muncă pe care le prestează. Adică dacă un om lucrează 4 ore, nu poate fi taxat pentru 8. Nu este lovitura mediului de afaceri prin impozitarea contractelor part-time. Când aveți încasări mai mici la buget? Că ați luat măsuri care nu le-ați gândit. Domnule, de ce aveți gaură la buget de 20 de miliarde când ați introdus impozite și taxe anul trecut? De ce aveți bani mai puțin la buget? Îmi pare rău că faceți aceste confuzii, dar să știți că nu vă confuzii. A spus ministrul de finanțe, aveți un deficit bugetar mai mare decât nu s-a întâmplat după 89. 23 de miliarde de lei. Domnule Ionomițeanu, domnule Zeta, nu se înțelege absolut nimic din ceea ce spuneți, vă rog pe rând. Dar nu e nicio problemă. Continuați să spun pot să vorbesc și eu 20 de secunde. Conform execuției bugetare, pe primele 3 luni, avem un deficit de 23 de miliarde. Și domnul Zetea spune că au fost măsuri bune cele din august, când supraimpozitarea contractelor part-time au anulat unele facilități. Și avem mai puțin bani la buget. Domnule Zetea, de ce avem mai puțin bani la buget decât veniturile pe care le-a estimat guvernul? O secundă. Bugetul este o estimare. Nu sunt bani mai puțin la buget, că încă ei nu s-a încasat. Urmează. Nu, asta este mare eroare, domnule Zetea. Vă rugăm să vorbiți toți odată. Vă rugăm, domnule Zetea. Gaură la buget este inexact, domnule Ionuțianu. Păi ministrul de finanțe a spus-o. Și știți foarte bine. Ministrul de finanțe al dumneavoastră a spus. Legea bugetului a fost concepută, din punctul meu de vedere, pe niște estimări greșite făcute de către Ministrul Finanțelor. Bun, nu suntem aici acum să căutăm vinovați, pentru că problema aceasta trebuie rezolvată, trebuie să ne asumăm cu toții. Dar aceasta este o realitate. În domnul Cosma, n-ați venit cu un program de sprijinire a mediului de afaceri. Să investiți în mediul de afaceri, vorbiți numai de impozite, vorbiți de tăieri de cheltuieli, dar n-ați venit cu o strategie economică pentru a ajuta mediul de afaceri. Ați avut Ministerul Antreprenoriatului și acolo trebuia să aveți strategie pentru a ajuta mediul de afaceri. Domnul Ionomițeanu, aici, niciodată banii nu ajung. Sunt de acord cu asta, tot timpul o să fie nevoie mai mare. Dar vorbeați de Ministerul IMM și Turism. Aici să știți că sunt în derulare programe Startup Nation, Startup Diaspora, care vin în sprijinirea tinerilor care vin să construiască o afacere. Și nu sunt bani deloc de neglijat pentru cineva care pornește o afacere în România. N-aveți o strategie de dezvoltare economică. Dați niște fonduri și nu mai urmărește nimeni cum s-au cheltuit. Domnul Ionomițeanu, știți și dumneavoastră că expresia asta nu aveți o strategie, e atât de abstractă. Noi avem niște programe concrete care au fost, puse pe picioare de către Ministerul IMM. Bun, repet, era nevoie mai mult.